Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit! Iată-mă din nou astăzi, aici și acum. Vreau să vă prezint o nouă metodă, un nou ritual pentru normalizarea greutății. Foarte multe persoane mă întrebau zilele acestea de un anumit ritual pentru slăbit. Eu l-am mai prezentat cândva, înainte să șterg toate clipurile mele de pe YouTube, toate ritualurile. Acum vi-l aduc într-o nouă variantă mai îmbunătățită. Vom lucra și cu Arhanghelul Rafael pentru acest ritual. Dacă doriți să slăbiți, acest ritual se face în lună în descreștere, cum este și acum. Dacă doriți să luați câteva kilograme în plus, să vă mai îngrășați, dacă nu asimilați, puteți să-l faceți în lună în creștere, dacă vă doriți să vă păstrați greutatea voastră ideală pe care o aveți acum, nici să slăbiți, nici să pierdeți, îl veți face în ziua cu lună plină. Ce aveți nevoie voi pentru acest ritual ca să-l faceți? Aveți nevoie de o farfurie albă. Aveți nevoie de orez, orice tip de orez aveți dumneavoastră în casă. Faceți un cerc cu orez. Puteți pune și mai mult orez pe o farfurie mai mare. Eu vi-l arăt doar experimental pentru voi, pentru că nu fac acest ritual pentru mine. Lumânarea portocalie ne aduce motivație, o curățăm, o ungem bine cu uleiuri esențiale. Nu avem uleiuri esențiale, o ungem cu ulei amestecat cu scorțișoare sau miere de albin sau dacă nu avem nici acestea, cu alcool ceva sau spirit medicinal, să fie ritualizată, curățată. Întotdeauna pentru ritualuri, lumânările trebuie impregnate cu energia noastră și când le impregnați, gândiți ceea ce doriți voi să faceți cu această lumânare, spre intenția voastră, să o impregnați cu gândul vostru. Puterea gândului este foarte importantă în ritualuri, da? Aprindeți în altarul vostru o lumânare verde pentru Arhanghelul Rafael. Eu nu am mai cumpărat acum, n-am mai coborât jos, pentru că nici nu fac pentru mine, doar vă spun așa pentru voi. Aprindeți o lumânare verde și spuneți așa: Arhanghele Rafael, te invoc să vii aici și acum. Arhanghele Rafael, te rog să mă ajut să mă simt protejat de însăși iubirea divină și să mă simt în siguranță întotdeauna. Să-mi asum responsabilitățile vieții, să iert pe toți, iar de acum înainte să am puterea să-mi formez propria viață așa cum eu doresc. Să mă accept și să mă iubesc așa cum sunt. Să mă simt în pace cu propria mea ființă și cu propriile emoții și trăiri. Mulțumim Arhanghelului Rafael pentru că este alături de noi și recomand ca această rugăciune să o spunem zilnic, o dată, de două ori pe zi, de câte ori simțim noi, să-l avem mereu aproape pe Arhanghelul Rafael. El ne ajută să scăpăm de dependențe, să nu mai avem acele obiceiuri proaste, să nu mai avem acele pofte, dar depinde de noi, să nu ne mai lăsăm ispitiți de tot felul de mâncăruri. Să încercăm să ne echilibrăm dieta alimentară. Eu știu sigur, cu siguranță, dacă lucrați cu Arhanghelul Rafael, nu veți mai avea aceleași pofte, veți simți să mâncați doar mâncăruri sănătoase, veți simți senzația să mâncați mai multe salate, tot ce este verde, pentru că știu cum lucrează Arhanghelul Rafael. Acest orez pe care l-ați văzut dumneavoastră în cer, după ce se termin ambele lumânări, îl fierbeți și îl veți mânca. Fie fiert, fie preparat într-o altă mâncare, dar trebuie să-l mâncați tot, numai dumneavoastră, nu alte persoane, da? Pentru că acest orez vă motivează și este un orez ritualizat, este un orez magic, da? Și faceți-l cu multă credință. Veți vedea că greutatea dumneavoastră se va normaliza. Eu am și altă metodă ce o să vă lăs scrisă în comentariile acestui video, metoda lui Gabrovoi și el lucrează cu niște coduri. Aceste coduri, după cum știm cu toții, sunt cifrele, energie și informație. Le vom scrie pe corp și în fiecare zi aceste coduri. Și aceste coduri vor intra ca și energie, ca și informație în ADN-ul nostru și ne creăm noi tipare mai sănătoase. Această metodă o să vă lăs scrisă, da?
și să o citiți cu atenție cum se face și cum se lucrează cu această metodă a lui Gabrovoi. Cred că ați mai auzit de el, dacă nu căutați și pe internet, dar aceste coduri sunt pentru normalizarea greutății și pentru obezitate, da? Și se întâmplă uneori să mâncăm mai mult pe fond emoțional. Și mă gândeam eu, de ce mănâncă oamenii pe fond emoțional? De obicei, acest program ni s-a implementat când eram bebeluși. De obicei, bebelușii, când plâng, părinții le dau de mâncare, crede că bebelușului este foame, dar poate bebelușul plânge de altceva. Așa și noi, când avem probleme în viață, poate anumite depresii, anumite tristeți, ceva ni se întâmplă negativ și ne refugiem în mâncare. Atunci când suntem triști, mâncăm mai mult, da? Și acest program trebuie schimbat. Da? Acest program ne-a fost implementat de către părinți. Copilul atunci când plânge, îi se dădea de mâncare, dar copilul poate plângea pentru altceva, poate era dor de mamă, dor de tată, de altceva. Întotdeauna era împăcat cu mâncare. Așa și noi, pentru a ne împăca, pentru a umple acel gol, ne refugiem în mâncare. Da? Trebuie să eliminăm, să schimbăm acest tipar. Și Arhanghelul Rafael va lucra cu noi să eliminăm această problemă. Probabil că o să creez pe viitor și o meditație în acest sens, să scăpăm de acest tipar, de aceste convingeri ce se află în subconștientul nostru. Noi foarte multe programe le avem din mica noastră copilărie, până în 7 ani. Eu vă urez mult succes, dragilor, să-l faceți cu multă credință și aveți grijă de sănătatea voastră, încercați să faceți și câteva mișcări fizice și cu multă motivație, având-l mereu pe Arhanghelul Rafael alături de voi, eu cred că veți reuși și vă veți atinge scopul mult dorit. Vă îmbrățișez, vă iubesc și să vă fie de folos. Doamne ajută tuturor și să auzim mesaje, comentarii numai de bine pe viitor, că va schimba viața și că această metodă chiar v-a putut ajuta, dar multă credință.